Convinge Greșit apoi și de Anton, recuperează Alexandru Ciocâlteu, lui Moraru, acum Serginio, Alexandru Ciocâlteu, Ciocâlteu pentru acela Serginio, Stanca reușește să boxeze această minge, Ciocâlteu, l-are lângă el pe Buleică, Ciocâlteu centrează, minge atinsă de Leco! Leco, redutabil la aceste minge aeriene. Șansă mare de gol, fără reacție Răzvan Stanca. Buleică într-o nouă cursă în flancul drept. Îl are în fața sa pe Serginio, vine și Ciocâlteu. Au reușit brașovenii să recupereze. Buleică a rămas întins pe gazon. Ganea când poartă adversă. Iată-l pe Aganovic, centrând foarte bine, a respins de acolo Elton da Silva. Ciocâlteu retrimite către careu, Leco, ocazie importantă. Răzvan Stanca, se retrage Serginio foarte bine. Ciocâlteu în duel cu Anton, lovitură liberă pentru brașoveni. Anton își pune mâinile în cap, nu este de acord cu Igoraș. Serginio, Serginio destul de liber în acea zona terenului, Serginio centrează, mingea cade în careu și Nicoară se resimte. Hai să vedem ce s-a întâmplat la faza precedentă. Trece repede peste faza de mijloc Ciocâlteu. După această partidă, FC Brașov Pandurii la Fotbal Look, acolo unde Roxana Ciuhulescu i-a invitat pe Mihai Giroșanu și un meci aproape perfect și a salvat echipa din multe situații dificile. Acolo o lovitură din partea lui Nuno Viveiros, continuă jocul lăsat de Radu Petrescu, revin în posesie Universității, Lemnaru lasă în spate pentru ce foarte bine se mută jocul în partea dreaptă. La Raul Ciupe încearcă să accelereze, totuși e destul de previzibil la această fază și de posedat însă de Machado, nu foarte departe. Lemnaru din prima a încercat pentru Gravenberg și acum poate fi expus Universitatea. Este un contraatac foarte periculos. Sunt 5 contra 4 și șutul. Apoi este offside. Intervenția lui Vladimir Niculescu. Este un offside, este un offside cât se poate de clar. Șutul foarte bun de altfel al lui Ciocâlteu. Dani urcase acolo, Rareșenceanu, vine recuperarea clujenilor. Ciocâlteu, un duel cu Viveiros. Doi jucători cu statură mică și cu centru de greutate, Gravenberg. Foarte bună această pasă cu călcâiul al lui Nuno Viveiros, din ce în ce mai multă dezinvoltură în jocul Universității. Nuno Viveiros din nou, minge recuperată de Ciocâlteu, iese din defensivă și Vorc, însă nu reușește să construiască Universitatea aici, Fanionul rămâne jos, Ciocâlteu în careu, centrarea anticipată foarte bine. Diogo Santos și Horia Popa au marcat pentru trupa lui Adi Savo. Aș vrea să remarc încă o dată intervenția de mai devreme a lui Cristocea din postură de fundaș dreapta acolo în fața. Doar 3 minute și jumătate. Au un sistem foarte mobil, cu siguranță, pe care și-l dorea de mult timp Giorgio Găraru și pe care l-a studiat și l-a învățat în jucător acolo. Iată că se poate implementa și acest sistem de joc spectaculos. Cum Ciocâlteu, Ganea caută pe culoare, această pasă vine târziu, Miru Lemnaru însă s-a așezat bine de această dată în defensivă, Leco și a respins, protejează bine și ține posesia pentru galben-negri, Liviu Ganea, Ciocâlteu, duel cu Ciupe și se fluieră acum. Iar gazdele au revenit ușor, ușor în joc după ce au primit repede două goluri. Este Hens aici. Partea lui Raul Costin, pentru că, da, în fine, avea mâna de poție. Iată, dar aici a mărit aria corpului Raul Costiscu. Lasă posesia brașovenilor. Penceanu foarte bine reușește să pătrundă Penceanu și apoi șutul lui Ciocâlteu cu însă foarte bine se apără Machado, continuarea lui Penceanu cu Ciocâlteu, sunt doi jucători foarte rapizi, e un sistem de altfel foarte interesant al lui Sabo cu Grigorie.
Este pasă lungă, Serginio, centrarea este bună, însă e și intervenția pe măsură. Enceanu în careu, preluare largă. Trebuie să înscrie repede. Enceanu reușește centrarea. Foarte bine a reușit să... Solicită foarte mult jucătorii și aceștia sunt expuși la greșeli. Minge dusă de brașoveni în flancul stâng, acolo unde este noul intrat Ciocolteu. Ciocolteu forțează pătrunderea pe lângă Manea, cade Ciocolteu în cele 15 minute ale reprizei secunde. Ganea alunecă în momentul acestei pase către Ciocolteu, dar Minge a ajuns către jucătorul adus de la Brăila, finalul meciului cu Viitorul. Mamele nu degajează convingător, doar până la Liviu Ganea, acolo este Ciocolteu. Ciocolteu trece de 3-4 jucători. Nu are motive pentru care să acorde lovitură liberă, dar e de apreciat această incursiune a lui Alexandru Ciocâlteu. Dezvoltă această fază, s-o trimită o minge în flancul stâng, trece Aganovici foarte bine de Mitrea, Ciocâlteu întoarce pentru Liviu Ganea. Iată-l din nou pe Adnan Aganovici, joacă în spate pentru Ștefan Grigorie, o minge aruncată în careu de experimentatul jucător brașovean, Ciocâlteu este cel care ajunge la această minge, Ciocâlteu întoarce într-o zonă de unde ar fi putut restabili egalitatea. Foarte bună faza lucrată de Ciocâlteu. Bruno Madeira ratează complet Pană, cel care a încercat acea lansare. Constantinescu câștigă duelul aerian. Iată-l pe Ciocâlteu șutând de la marginea careului peste poarta lui Buzbuchi. N-a intrat rău în joc acest Alexandru Ciocâlteu, cel care câștigă foarte multe din duelurile în care este implicat. Bate Aganovici, Machado, mingea se duce la Ciocâlteu, Ciocâlteu către poarta lui Buzbuchi, respinge Mitrea, din nou Alexandru Ciocâlteu. În rest, rapidiștii au avut 3 remize și 4 înfrângeri în acest moment greu al lor. Să-l vedem pe Ciocâlteu, se întoarce în marginea careului, șutul însă este slab și pe... Capitanul Rapidului a încercat acolo o centrare, Alexandru Coman l-a căutat pe Buș, însă brașovenii au reușit să iasă bine din careu. Mai mult, iată, Ciocâlteu scoate o repunere de la margine. Cătălin Munteanu se uită către partea dreaptă, acolo unde Ciocâlteu pune un stop. Grăjeala lui Ștefan Grigorie, care și-a lăsat echipa expusă. Rapidiștii nu sunt foarte mulți pe această fază. Cum Aganovi se apropie de careu, o centrare cu exteriorul. Drăghia iese și boxează, nu e foarte sigur. Ciocâlteu spre poarta goală, respinge de acolo Vali Negru, pericolul nu este îndepărtat. Au fost câteva dueluri foarte tari după acest corner al brașovenilor. Iată aici Drăghia nu boxează convingător și acum se accidentează Iacob într-un duel cu Cătălin Țâră, am senzația. Iese Țâră și intră Enceanu la brașoveni, așa este Țâră, parcă a dispărut din joc în aceste minute jucate din repriza secundă. Rareș Enceanu, mijlocașul de buzunar al brașului, Marian Constantinescu. Mâine 3 meciuri foarte interesante pe Look TV și pe Look Plus. De la ora 16, Viitorul Oțelul, de la 18:30. Foarte încins între Rapid și FC Brașov. Vă reamintim, rapidiștii în ultimele 4 meciuri nu i-au mai bătut pe brașoveni. Să-l vedem pe Marian Constantinescu, mult spațiu la dispoziție. Centrare pentru Ciocâlteu, care nu reușește să... Cu Balin, fostul jucător al lui Dinamo și al Coronei Brașov. În luna februarie va împlini 21 de ani Balin. Noi revedem faza de mai devreme din careul Rapidului cu marea ratare a lui Ciocâlteu, care nu a apucat să pună latul cum trebuie, pentru că iată Alexandru Coma mi s-a părut, a căzut Vali Negru, însă Cristi Balaj nu a fluierat, a lăsat jocul să continue. Ciocâlteu ține mingea în joc, așteaptă. Balint, trece de Leco, intervine însă Bruno Madeira, Ștefan Grigorie, Ciocâlteu, Enceanu, micuții jucătorii ofensivi ai Brașovului. Impostura de fundaș dreapta a strâns în centru foarte bine și a reușit să-i sufle mingea din față lui Vali Negru. Încearcă brașovenii o replică rapidă pe contraatac, din nou Ciocâlteu îl vede sprintând în partea stângă pe Adnan Agano. În campionat și un meci de Cupa României disputat de asemenea în deplasare. Practic, stegarii n-au mai jucat acasă de pe 12 septembrie, de la meciul câștigat cu 4-1 cu Concordia Chiajna.
A apărut imediat lângă el. Leco reia cu capul. Ce nebunie de final de meci avem la Botoșani. Ambele echipe se luptă cu disperare. Diogo Santos, Grigorie pentru Constantinescu. Constantinescu este în marginea careului și o minge, după care a alergat și Ciocâlteu. A fost ultima fază a acestei prime reprize. Iată încă o dată faza petrecută în urmă cu câteva secunde în careul Iașiului. Depășiți 2-1, a fost de altfel ultima partidă pierdută de brașoveni în actualul campionat. Ciocâlteu îl are în față pe Dima. Ciocâlteu pătrunde în centru, îi trimite lui Ganea. Constantinescu apără ca Parco. Alexandru Ciocâlteu este primul său cartonaș galben, o poziție corectă a lui Constantinescu, cel care n-a fost foarte bine poziționat, i-a permis lui Munteanu să devieze această minge și din ce vedem noi aici, poate că acesta este unghiul din care vom vedea duelul dintre Ciocâlteu și Melinte, în urma unei faze fixe. Contraatac al Brașovului, Ciocâlteu greșește preluarea, Lara în față pe Dima, Ciocâlteu trage de la distanță. Aplaudată acțiunea micuțului jucător brașovean, Ricardo Maceado, dar situația este rezolvată de Diego Santos, care îi trimite direct lui Ciocâlteu. Ciocâlteu pătrunde, Ciocâlteu trimite ca Parco, respinge. Pe ocazie mare a brașovenilor, cât de bine s-a dus acest șut al lui Ciocâlteu către colțul lung. Ciocâlteu se întinde și lovește aproape perfect această minge. Brașovean în partea dreaptă, centrarea lui este însă una mult prea puternică. Aleargă Ciocâlteu, care păstrează mingea în teren. Ciocâlteu are în față pe Dima. Centrarea lui Ciocâlteu, mingea nu este respinsă corect. Ciocâlteu recuperează, intră în combinație cu Liviu Ganea, tot el, aleargă în flancul stâng, cere Marian Constantinescu această minge, dar Ciocâlteu întârzie, obține lovitura liberă. Ganu a înțeles ce vrea să facă Fane Grigorie. Recuperează repede din nou brașovenii. Ciocâlteu pentru Ganea, același Munteanu. Parcă cere o schimbare. Minge acum extraordinară a lui Liviu Ganea pentru Ciocâlteu, care o lasă să treacă, pierde un tempo Ciocâlteu, care forțează pătrunderea. Ciocâlteu centrează, mingea îl depășește pe Caparco. Ofensiva Iașiului, minge aruncată peste fundașii CSM-ului. Ciocâlteu îl întoarce pe Dima. Ciocâlteu trage, respinge Caparco. Bine, în marginea terenului și este aplaudat de... Intervine Constantinescu și acum e un contraatac. Pleacă la limita offside-ului Ciocâlteu. Ciocâlteu este în fața lui Caparco. Ciocâlteu! Efortul își spune cuvântul. Cătălin Ștefănescu de o respingere neinspirată a lui Diogo Santos. Vine în atac, însă primește târziu Țepeș. Reușește un dribling, nici el nu trage bine cu piciorul stâng și a căutat pasa decisivă. Revine din nou Ștefănescu, se termină și acest atac al Ceahlăului. Ultima schimbare la brașoveni, este Bruno Madeira și în locul său intră celui care a purtat până nu de mult banderola de capitan al stegarilor, lui Cătălin Munteanu. Atacă Brașovul cu centrarea lui Ciocâlteu în marginea careului. A căzut ușor Cârjan, e adevărat, poate a fost împins de Diogo Santos, însă imediat s-a lăsat pe gazon. Ciocâlteu a lăsat mingea să cadă, reușește să o țină în teren, îl ajută Serginio, însă până la urmă Ciocâlteu îi trimite portughezului. De un consult amănunțit pentru a vedea cât de gravă este accidentarea, s-a luat genunchiul drept. Are Ciocâlteu și câștigă duelul cu Țepeș. Doi jucători introduși după pauză, fundașul central al Brașovului. Ștefănescu și Dumitrașu urmăresc cu sufletul la gură acest final de meci. Cu siguranță nemțenii se simt nedreptățiți. Foarte precisă degajarea lui Florin Iacob. A ajuns mingea exact pe capul croatului. Îl vedem pe Ciocâlteu cu un stop cam larg, reușește însă să țină mingea în joc. În fața sa este Andrei Țepeș. Ciocâlteu se uită în careu, nu centrează încă.
Probabil că va încerca și el să câștige ceva timp și repunerea, da? Sau nu neapărat, a mai jucat fundaș stânga Serginio la Brașoveni, însă reprofilat după ieșirea lui Barna și înlocuirea sa cu Liviu Ganea. Tot Ciocălteu reușește centrarea. Are de stat în tribune 4 etape. Ciocălteu deviază pe spate. Purece. Ciocălteu încearcă să recupereze, este aruncarea de la margine. Un corner pe care îl bate acum Ciocălteu, minge atinsă de Ștefan Grigorie, din nou Ciocălteu. Ciocălteu undeva la bara a doua, aproape de asistentul Florin Badea. Ciocălteu insistă, Ciocălteu are viteză bună, reușește să recupereze pentru echipa sa. Râniceanu iese din nou destul de riscant, reușește să respingă, Lovin prelungește pe spate. Minge recuperată de Brașoveni prin Ciocălteu, aleargă Wagner în flancul drept, urmează centrarea lui Wagner. Serginio, Aganovic reușește să-și facă loc, se duce către poartă, centrează Aganovic, vine Ciocălteu! Cel care deviază această lovitură a lui Ciocălteu, nu știu ce putere. Vin și Bruno Madeira. Au acolo ceva de împărțit, jocul continuă, Ciocălteu se lansează către poarta adversă, l-are lângă el pe Liviu Ganea, Liviu Ganea este la marginea careului, Liviu Ganea! La Alexandru Ciocălteu. Ciocălteu și Liviu Ganea sunt cei mai avansați oameni ai Brașovului în aceste momente. Vine din spate Aganovic, cel care reușește să recupereze în fața lui Lovin. Aganovic, după ce primește această minge de la Ciocălteu, Aganovic reușește să centreze. Ganea este acolo, dar nu poate intra în posesia balonului. Minge lucrată de Enceanu la marginea careului și Aganovic 3 metri și reușește să prindă. Repune repede Marc, atac dinamovist, contraatac dinamovist 3-3, dar Ciocălteu este cel care agață această minge și Brașovul, Enceanu și Ciocălteu și-au luat poziții ofensive. Sunt mai puțini oameni ai galben-negrilor în zona centrală. Cosmin Matei întârzie, mingea ricoșează tot la el.